Bună ziua! Astăzi la Puterea Știrilor o să discutăm un subiect sensibil pentru guvernanții noștri. O să dezbatem un capitol la care România, din nefericire, este codașă și anume digitalizarea. Voi discuta toate aceste aspecte alături de invitatul meu de astăzi, Gabriel Baba, tânăr antreprenor și CEO al companiei DHC. Bună ziua, Gabriel, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Unul dintre obiectivele asumate de guvern în 2015 se referă la strategia națională privind agenda digitală pentru România 2020. Ce ne poți spune despre asta? Da, am avut un start foarte bun, respectiv în 7 aprilie 2015. A fost o zi mare pentru noi. Atunci s-a aprobat strategia națională privind agenda digitală 2020. Vă dați seama că nu este un lucru ușor să ai o asemenea strategie, deoarece implică foarte multe instituții și implică foarte mulți oameni. Ce s-a întâmplat pe parcurs, cred că putem observa atunci când vom trage concluzii, pentru că lucrurile sunt foarte simple. Vedem ce s-a promis, ce obiective au fost și ceea ce s-a realizat. În funcție de acestea putem să tragem o concluzie dacă România a făcut eforturi în privința acestei strategii naționale. Este un lucru foarte important, strategia națională, deoarece îmbunătățește sistemul de lucru al instituțiilor publice, oferă o șansă cetățenilor în colaborarea cu instituțiilor, mult mai simplă, mult mai eficientă. Gândiți-vă că nu mai e nevoie să stăm la cozi, nu mai e nevoie să cărăm teancuri de hârtii după noi, ci toată relația între cetățean și instituții este online, ceea ce și reduce costurile în cadrul unei instituții. Care sunt principalele provocări? Principalele provocări sunt administrația publică, mediul de afaceri, competențele funcționarilor, competențele angajaților. La ce vor duce măsurile concrete prevăzute în strategie? Vor duce la creșterea numărului locurilor de muncă, creșterea PIB-ului, chiar cu 11%. O cifră destul de mare. Da, o cifră destul de mare. Dacă reușim să implementăm întreaga strategie națională privind agenda digitală 2020, acestea sunt cifrele publice care au fost expuse și totodată duce la o creștere economică. Ce reprezintă e-guvernarea, care știu că face parte din cele 4 domenii de acțiune ale acestei strategii? Practic, ce reprezintă această e-guvernare? Da, e-guvernarea este un capitol din cele 4 din agenda digital România 2020 și reprezintă reformarea modului în care guvernul funcționează, modul în care guvernul își dezvoltă relația cu cetățeanul și totodată îmbunătățește sistemul de lucru. Gabriel, eu îți mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și îți doresc mult succes. Și eu vă mulțumesc. Și să ne mai auzim cu bine pe viitor. Vă mulțumesc.